Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat gradul special de general colonel lui Valeri Boyarnev. Acesta este prim adjunctul directorului Serviciul Federal Penitenciar al Rusiei. Se întâmplă la doar câteva zile după moartea principalului opozant al său, Alexei Navalny, conform The Moscow Times. Boyarnev a primit noul grad la 3 zile după moartea subită a politicianului Alexei Navalny în colonia penală numărul 3 din districtul autonom Yamalo-Nenets. Acest lucru poate fi dovedit prin decretul publicat de portalul oficial de informații juridice, potrivit versiunii Serviciului Federal Penitenciar pentru districtul autonom Yamalo-Nenets. După o plimbare, politicianul s-a simțit rău, pierzându-și aproape imediat cunoștința. Tot Serviciul Federal Penitenciar a informat că măsurile de resuscitare nu au dat rezultate pozitive. Medicii de urgență au constatat decesul. Cadavrul lui Navalny a fost transportat apoi de la colonia din Chapr, din Carp, la morga Spitalului Clinic Districtual Salekhard. Reprezentanții Comitetului de Investigații din Rusia i-au informat pe avocații și pe mama politicianului că trupul acestuia a fost trimis pentru examinare chimică, care va dura 14 zile. În acest timp, acesta nu va fi eliberat rudelor.